Ministerul Sănătății a început implementarea unui proiect de combatere a infecțiilor nosocomiale în mai multe spitale din România. În acest proiect a fost cuprins și Spitalul Municipal de Urgență Roman, căruia i s-a alocat suma de 34.000 de lei pentru trimestrul al treilea. La nivel național a fost implementat Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și antibioterapiei, iar Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost inclus pe lista unităților de specialitate care implementează acest program. Au fost alocate suma de 34.000 lei și urmează ca în decursul săptămânii viitoare să ne întâlnim cu reprezentanții DSP, cu doamna dr. Pipirigianu și doamna dr. Mucelenița, pentru a ne da mai multe informații despre implementarea acestui program. Banii alocați în vederea implementării acestui proiect trebuie cheltuiți după indicațiile date de Direcția de Sănătate Publică Neamț. Doamnele doctor au fost în concediu și n-am putut discuta cu dumnealor, încât într-o conferință de presă ulterioară vom putea spune exact ce avem voie să facem cu acești bani. Că așa noi știm, dar trebuie să fim exact pe ceea ce spun dumnealor, ca să nu ne trezim că am cheltuit banii pe altceva și nu în ceea ce spun dumnealor. Natura cheltuielilor este în mare cunoscută de conducerea Spitalului Municipal de Urgență. Natura cheltuielilor e așa, pe reactivi, pe medii de cultură pentru izolarea tulpinelor și efectuarea antibiogramelor, pe materiale sanitare și de laborator necesare desfășurării activităților de izolare a tulpinelor și efectuarea antibiogramei, pe furnituri de birou, prestări servicii pentru diagnosticul, confirmarea infecțiilor nosocomiale, confirmarea și caracterizarea rezistenței la antibiotice al tulpinelor izolate, controlul extern al calității, transport intern pentru probe, depozitare, conservare, neutralizare deșeuri medicale, întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări metro, logisare și etalonarea echipamentelor de laborator. Pentru trimestrul al treilea au fost alocați 34.000 de lei. Se așteaptă alocarea unei noi sume pentru ultimul trimestru al anului 2016.